Scandal fără precedent între oficiale ai Guvernului României și Comisarul European pentru Politică Regională Corina Crețu. Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, a scris pe Facebook că doar studiul de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale costă aproape cât toată finanțarea asigurată de Uniunea Europeană. Cifrele nu mint niciodată. Hai să vedem. Comisia Europeană alocă României 150 de milioane de euro pentru studiile și construcția, inclusiv dotarea, a trei spitale. Studiile conform BEI, cei care le și elaborează, costă 120 de milioane de euro. Conform acelorași studii BEI, construcția și dotarea celor trei spitale costă 1,2 miliarde de euro, probabil din cele 30 de milioane de euro rămase. Între timp, statul român scoate în parteneriat public-privat studiul, construcția și dotarea unui spital cu 140 de milioane de euro, a scris zilele trecute consilierul premierului pe rețeaua de socializare Facebook. Informația a fost preluată de unii oameni politici analiști care au rostogolit-o în spațiul public. Marți, ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, a spus și ea, în cadrul unei conferințe, că studiul de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale costă 120 de milioane de euro. Sociologul Marius Pieleanu a abordat și el subiectul într-o emisiune de televiziune. Corina Crețu a dezmințit categoric aceste informații prin intermediul unei poster pe Facebook și a amintit că suma respectivă de 150 de milioane de euro a fost avansată de autoritățile române. Conform informațiilor primite de la Banca Europeană de Investiții, BEI, care finanțează studiul de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale, valoarea acestui studiu este de 1,8 milioane de euro. Reamintesc faptul că în timpul procesului de pregătire a perioadei de finanțare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale a propus Comisiei Europene finanțarea construcției a trei spitale regionale în cadrul programului operațional regional. În acest sens, România a propus atunci utilizarea a 300 de milioane de euro. O 150 de milioane euro finanțare de la Uniunea Europeană, 150 de milioane fonduri naționale, a precizat Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu. Corina Crețu a mai susținut că, în cazul în care România dorește să aloce o sumă mai mare din fonduri europene pentru aceste spitale, autoritățile române trebuie să înainteze Comisiei Europene o solicitare în acest sens în regim de urgență.